Capra cu trei iezi, de Ion Creangă. Era odată o capră care avea trei iezi. Iedul cel mare și cu cel mijlociu dau prin băți de obraznici ce erau, iar cel mic era harnic și cu minte. Vorba aceea, sunt cinci degete la o mână și nu seamănă toate unul cu altul. Într-o zi, capra chemă iezii de pe afară și le zice: dragii mei copilași, eu mă duc în pădure ca să mai aduc ceva de ale mâncării. Dar voi încuieți ușa după mine, ascultați unul de altul și să nu cumva să deschideți până ce nu-ți auzi glasul meu. Când o-i veni eu, am să vă dau de știre ca să mă cunoașteți și am să vă spun așa: trei iezi cucuieți, mamei ușa descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte-n țâțe, drop de sare în spinare, mălăieși în călcăieși, smoc de flori pe subțiori. Auzitați ce-am spus eu? Da, mă muncă, ziseră iezii. Pot să am nădejde-n voi? Să n-ai nicio grijă, mă muncă, apucară cu gura înainte cei mai mari. Noi suntem odată băieți și ce-am vorbit odată, vorbit rămâne. Dacă e așa, apoi veniți să vă sărute mama. Dumnezeu să vă apere de cele rele și mai rămâneți cu bine. Mergi sănătoasă, mămucă, zise cel mic cu lacrimi în ochi. Dumnezeu să-ți ajute ca să te întorni cu bine și să ne aduci de mâncare. Apoi capra iesă și se duce în treaba ei. Iar iezii închid ușa după dânsa și trag zăvorul. Dar vorba veche, păreții au urechi și fereștile ochi. Un dușman de lup și apoi știți de care? Chiar cu mătrul caprei, care de mult pândea vreme cu prilej ca să pape iezii, trăgea cu urechea la păretele din dosul casei când vorbea capra cu dânsii. Bun, zise el în gândul său, ia acum mi timpul, de iar împinge păcatul să-mi deschidă ușa, halal să-mi fie. Știu eu că i-aș cârnosi și i-aș jumuli. Cum zice și vine la ușă și cum vine și începe: trei iezi cucuieți, mamei ușa descuieți, că mama va duce vouă frunze-n buze, lapte-n țâțe, drop de sare în spinare, mălăieși în călcăieși, smoc de flori pe subsuori. Hai, deschideți cu fuga, dragii mamei, cu fuga! Ia, băieți, zise cel mai mare, săriți și deschideți ușa, că vine mama cu de mâncare. Sărăcuțul de mine, zise cel mic, să nu cumva să faceți poza să deschideți, că-i vai de noi! Asta nu-i mămuca, eu o cunosc de pe glas. Glasul ei nu e așa de gros și răgușit, ci-i mai subțire și mai frumos. Auzind acestea, lupul se duse la un fierar și puse să-i ascută limba și dinții pentru a-și subția glasul și apoi întorcându-se începu iar: trei iezi cucuieți, mamei ușa descuieți. Ei, vedeți? Zise iarăși cel mare. Dacă mă potrivesc eu vouă, nu-i mămuca, nu-i mămuca. Dar păi cine-i dacă nu ia? Că doar și eu am urechi. Mă duc să-i deschid. Bădică, bădică, zise iarăși cel mic, ascultați-mă și pe mine. Poate mai de-apoi a venit cineva și a zice: deschideți ușa, că vine mătușa. Și atunci voi trebuie numai decât să deschideți. Dar păi nu știți că mătușa e moartă de când lupii albi și s-a făcut oale și ulcioare sărmana? Apoi dă, nu spun eu bine, zise cel mare. Ia, de atunci e rău în lume, de când a ajuns coada să fie cap. Dacă te-ai potrivi tu a istora, îi ținea mult și bine pe mămucă afară. Eu unul mă duc să deschid. Atunci mezinul se vârâ iute în horn și, sprijinit cu picioarele de prichici și cu nasul de funingine, tace ca peștele și tremură ca varga de frică. Dar frica e din rai, sărmana. Asemenea cel mișlociu, țuștiute sub chersin, se ghemuiește acolo cum poate
tace ca pământul și tremură carnea pe dânsul de frică. Fuga-i rușinoasă, dai sănătoasă. Însă cel mare se dă după ușă și să tragă, să nu tragă. În sfârșit, trage zăvorul. Când ia, ce să vadă? Și apoi mai are când vedea, căci lupului îi scăpărau ochii și îi sfârâia gâtlejul de flămân ce era. Și nici una, nici două, haț pe el de gât, îi rătează capul pe loc și îl mănâncă așa de iute și cu așa poftă, de-ți părea că nici pe o măsea n-are ce pune. Apoi se linge frumușel pe bot și începe a se învârti prin casă cu neastâmpări zicând: nu știu, părerea m-a amăgit, ori am auzit mai multe glasuri, dar ce Dumnezeu, parcă au intrat în pământ. Unde să fie, unde să fie? Se ițește el pe colo, se ițește pe dincolo, dar pace bună, iezii nu-s nicăieri. Mă, că mare minune și asta, dar nici acasă n-am de coasă. Ia să mai odihnesc o leacă este bătrânețe. Apoi se îndoaie de șele cam cu greu și se pune pe chersin. Și când s-a pus pe chersin, nu știu cum s-a făcut, că ori chersinul a crăpat, ori cu mătrul a strănutat. Atunci ietul de sub chersin țănutacă, îl păștea păcatul și îl mânca spinarea sărăcuțul. Să-ți fie de bine, nănașule! O, ghidi, ghidi, ghiduș ce ești! Aici mi-ai fost! Ia vină încoace la nănășelul să te pupe el! Apoi ridică chersinul binișor, își facă iedul de urechi și îl flocăiește și îl jumulește și pe acela de-i merg peticile. Vorba aceea, toată pasărea pe limba ei piere. Pe urmă, se mai învârte cât se mai învârte prin casă, doar a mai găsit ceva, dar nu găsește nimic, căci iedul cel cu minte tăcea molcom în horn, cum tace peștele în borș la foc. Dacă vede lupul și vede că nu mai găsește nimic, își pune în gând una. Așează cele două capete cu dinții rânjiți în ferești, de ți se părea că râd. Pe urmă, unge toți pereții cu sânge ca să facă și mai mult în ciuda caprei și apoi iese și-și caută de drum. Cum a ieșit dușmanul din casă? Iedul cel mic se dă iute jos în horn și încuie ușa bine. Apoi începea să scărmâna în cap și a plânge amar după frățiorii săi. Drăguții mei frățiori, de nu s-ar fi înduplecat, lupul nu i-ar fi mâncat. Și biata mamă nu știe de asta mare urgie ce i-a venit pe cap. Și bocește el și bocește până la pucăleșii. Dar ce era să le facă? Vina nu era a lui și ce au căutat, pe nas le-a dat. Când jălea el așa, iaca și capra venea cât putea, încărcată cu deale mâncării și gâfâind. Și cum venea, câte colo vede cele două capete cu dinții rânjiți în ferești. Dragii mămucuței dragi, cum așteaptă ei cu bucurie și-mi râd înainte când mă văd. Băieții mamii băieți, frumușei și cucuieți. Bucuria caprei nu era proastă, dar când se apropie bine, ce să vadă? Un fior rece ca gheața-i trece prin vine, picioarele îi se taie, un tremur o cuprinde în tot trupul și ochii se împăinjenesc. Și ce era, nu era de bine. Ea însă tot merge până la ușă, cum poate, crezând că părerea o înșală. Și cum ajunge și începe. Trei iezi cucuieți, mamei ușa descuieți. Atunci iedul mezin, care acum era și cel dintâi și cel de pe urmă, sare iute și îi deschide ușa. Apoi s-aruncă în brațele mâne sa și cu lacrimi de sânge începe a-i spune: mămucă, mămucă, uite ce am pățit noi! Mare foc și potop a căzut pe capul nostru! Capra atunci, holbând ochii lung prin casă, o cuprinde spaima și rămâne încremenită. Dar mai pe urmă, îmbărbătându-se, și-a mai venit puțin în fire și a întrebat: dar ce-a fost aici, copile? Ce să fie, mămucă? Ia cum te-ai dus dumneata de acasă? N-a trecut tocmai mult și iată s-aude cineva bătând la ușă și spunând: treiezi, cucuieți, mamei ușa descuieți. Și?
și frate meu cel mai mare, nătâng și neastâmpărat, cum îl știi, fuga la ușă să deschidă. Și atunci? Atunci eu m-am vârât iute în horn și frate meu cel mijlociu sub cherțin, dar cel mare, după cum îți spun, se dă cu nepăsare după ușă și trage zăvorul. Și atunci? Atunci grozăvie mare, nănașul nostru și prietenul dumitale cu mătrul lup se și arată în prag. Cine? Cu mătrul meu? El care s-a jurat pe părul său că nu mi-a spărie copilașii niciodată. Apoi dă, mamă, cum vezi, ia umplu de spărieți. Ei, las că l-o învăța eu. Dacă mă vede că s-o văduvă sărmană și cu o casă de copii, apoi trebuie să-și bată joc de casa mea și pe voi să vă puie la pastramă. Nici o faptă fără plată, ticălosul și mangositul. Încă se rângea la mine câteodată și-mi făcea cu măseaua. Apoi doar eu nu-s de acelea de care crede el. N-am sărit pe segarduri niciodată de când sunt. Ei, taci cu mătre că te-o-i dobză la eu. Cu mine ți-ai pus boi în plug? Apoi ține minte că ai să-i scoți fără coarne. Of, mămucă, of, mai bine taci și lasă-l în plata lui Dumnezeu. Că știi că este o vorbă, nici pe dracu să-l vezi, dar nici cruce să-ți faci. Ba nu, dragul mamei, că până la Dumnezeu sfinții ți-au sufletul. Și apoi ține tu minte, copile, ce-ți spun eu. Că de ea mai da lui nasul să mai miroase pe aici, apoi las. Numai tu să nu cumva să te răsufli cuiva ca să prindă el de veste. Și de atunci căuta și ea vreme cu prilej ca să facă pe obraz cu mătru său. Se pune ea pe gânduri și stă în cumpene, cum să dreagă și ce să facă. Aha, ia cu i-am găsit leacul, zise ea în gândul său. Taci că eu-i face eu cu mătrului una, deși am mușcat labele. Aproape de casa ei era o groapă adâncă. Tocmai acolo-i nădejdea capri. La cada cu dubala, cu mătre lup că nu-i de chip. Ia de acu să înceapă fapta. Hai la treabă cu mătriță, că lupul ți-a dat de lucru. Și așa zicând, pune poalele în brâu, își suflecă mânicile, ațâță focul și se apucă de făcut bucate. Face ea sarmale, face plachii, face alivenci, face papă cu smântână și cu ouă și fel de fel de bucate. Apoi umple groapa cu jaratec și cu lemn putregăioase ca să ardă focul mocnit. După asta așează o leasă de nuiele numai înținată și niște frunzari peste dânsa. Peste frunzari toarnă țărnă și peste țărnă așternă rogojin. Apoi face un scăunaș de ceară, anume pentru lup. Pe urmă, lasă bucatele la foc să fiarbă și se duce prin pădure să caute pe cumătrusul și să-l poftească la praznic. Merge ea cât merge prin codru, până ce dă de o prăpastie grozavă și întunecoasă și pe o tihăraie dă cu crucea peste lup. Bună vremea, cumătră! Dar ce vânt te-a bătut pe aici? Bună să-ți fie inima, cumătre, cum ții cătătură. Apoi dă, nu știi dumneata că nevoia te duce pe unde nu ții voia? Ia nu știu cine a fost pe la mine pe acasă în lipsa mea, că știu că mi-a făcut-o bună. Ce fel cu mătriță, dragă? Ea a găsit iezii singurei, i-a ucis și i-a crâmpoțit, te le-am plâns de milă. Numai văduvă să nu mai fie cineva. Da, nu mai spune cu mătră. Apoi de acum ori să spun, ori să nu mai spun, că tot una mi. Ei, mititeii, s-au dus către Domnul și datoria ne face să le căutăm de suflet. De aceea am făcut și eu un praznic după puterea mea și am găsit de cuvință să te poftesc și pe dumneata cu mătre, ca să mă mai mângâi. Bucuros, dragă cu mătră, dar mai bucuros eram când m-ai fi chemat la nuntă. Te cred cu mătre, dar păi dă, nu-i cum vrem noi, ci cum vrea cel de sus. Apoi capra pornește înainte plângând și lupul după dânsa prefăcându-se că plânge. Doamne, cu mătre, doamne, zice capra suspinând, de ce ți-i mai drag pe lume, tocmai de aceea n-ai parte. Apoi dă cu mătră, când ar ști omul ce-ar păți, dinainte s-ar păzi. Nu-ți face și dumneata atâta inimă rea,
că odată avem să mergem cu toții acolo. Așa este cu mătre, nu-i vorbă, dar sărmanii găgălici de cruzi s-au mai dus. Apoi dă cu mătră, se vede că și lui Dumnezeu îi plac tot puișor de cei mai tineri. Apoi dacă i-ar fi luat Dumnezeu, ce mi-ar fi? D-apoi așa? Doamne cu mătră, Doamne, voi face și eu ca prostul. Oare nu cumva nenea Martin a dat raita pe la dumneata pe acasă? Că mi-aduc aminte că acum că l-am întâlnit odată prin Zmeuriș și mi-a spus că dacă ai vrea dumneata să-i dai un băiet să-l învețe cu jocăria. Și din vorbă în vorbă, din una în alta, ajung până acasă la cumătră. Ia poftim cumătre, zise ea, luând căunașul și punându-le asupra groapei cu pricină. Șezi, coleg, și să ospătezi o leacă din ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Răstoarnă apoi sarmalele în strachină și îi le pune dinainte. Atunci lupul nostru începu a mânca hâlpov și cogâlți, 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 îi mergeau sarmalele întregi pe gât. Dumnezeu să ierte pe cei răposați cu mătră, că bune sarmale ai mai făcut. Și cum ospăta el, buf, cade fără sine în groapa cu jaratec, căci scăunașul de ceară s-a topit și leasa de pe groapă nu era bine sprijinită. Nici mai bine, nici mai rău, ca pentru cumătru. Ei, ei, acum scoate lupe ce ai mâncat. Cu capra ți-ai pus în cârd. Capra ți-a venit de hac. Văleu, cumătră, tălpile mele! Mă rog, scoate-mă că mi-arde inima în mine. Ba nu, cumătre? Că așa mi-a ars și mie inima după iezișorii mei. Lui Dumnezeu îi plac pui de cei mai tineri. Mie însă îmi plac și de ești mai bătrâni. Numai să fie bine fripți. Știi, cole, să treacă focul prin trânsii. Cu mătră mă pârlesc, ard de tot, mor, nu mă lăsa. Arzi cu metre, mori, că nici viu nu ești bun. De-abia ea mai trece băietului istuia de spăriet, că mult păr îmi trebuia de la tine ca să-l afum. Ți-aduce aminte dihanie răutăcioasă și spurcată, când mi te-ai jurat pe părul tău? Și bine mi-ai mâncat iezișorii. Mă ustură inima în mine cu mătră. Mă rog, scoate-mă și nu-ți mai face atâta o sândă cu mine. Moarte pentru moarte cu mătre? Arsură pentru arsură? Că bine o mai plezniști dinioare cu cuvinte din scriptură. După aceasta, capra și cu iedul au luat o căpiță de fân și au aruncat-o peste dânsul în groapă ca să se mai potolească focul. Apoi, la urma urmelor, năpădiră asupra lui și mai trântiră în cap cu bolovani și cu ce-au apucat, până-l omorâră de tot. Și așa s-a păgubit sărmana capră și de cei doi iezi, da și de cumătru sulupul, păgubaș a rămas și păgubașă să fie. Și auzind caprele din vecinătate de una ca asta, tare le-au mai părut bine și s-au adunat cu toatele la priveghi, și unde nu s-au așternut pe mâncate și pe băute, veselindu-se împreună. Și eram și eu acolo de față. Și îndată după aceea am încălecat iute pe oșa și am venit și v-am spus povestea așa. Și am mai încălecat pe o roată și v-am spus jitia toată. Și unde n-am mai încălecat și pe o căpșună și v-am spus, oameni buni, o mare și gogonată minciună. Sper că ați rămas până la finalul acestei povești și dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, ne ajută foarte mult. Să distribuiți și să apreciați dacă considerați că merită. Până data viitoare, toate cele bune!